Salutare iepurașilor! Începem azi o nouă serie de ABC-uri, de chestii de bază. Și primul lucru care îmi vine în cap când mă gândesc la ABC-uri, la începuturile tirului cu arcul, este postura. Totul pleacă de la contactul tău cu solul, deși unii ar crede că e despre mână și despre arc, totul pleacă de la contactul tău cu solul și ce postură adopți. Postura îți influențează foarte mult modul de tragere și de-aia este dificil atunci când tragi pe la 3D-uri în teren accidentat, pe munți, pe văi, la înclinat, la declinat, pentru că nu poți să-ți iei postura pe care o ai vrea-o tu sau cu care te-ai învățat tu în sală, la antrenament, pe un teren cunoscut ție. În principiu nu e mare vrăjeală de explicat. Doar că dacă nu știi, poate greșești undeva și te întrebi mereu ce e în neregulă și nu reușești să-i dai de cap. Ai impresia că e o chestiune de formă și când colo s-ar putea să fie o chestie de postură. Așa că începem cu cele trei tipuri de principale de posturi, la care există mai multe variații. Și o să avem ca exemplificare, deci ținta e acolo, da? Ținta e undeva acolo și am pus această ruletă. Da? Am desfășurat această ruletă ca să simbolizeze linia imaginară care este perfect concentrică cu punctul unde vrei tu să tragi, unde vrei, cu centrul țintei. Și sunt trei tipuri mari și luate de posturi la care sunt mai multe variații. Prima și cea mai întâlnită postură, mai ales la stilul recurve olimpic, dar nu numai, este postura dreaptă, adică ții picioarele exact centru de greutate, centru tălpilor, centru de greutate, exact pe linia care duce către centrul țintei. Și dintr-o postură dreaptă, cât se poate de dreaptă, da? De aici execuți, la fel cu secvența pe care ți-ai ales-o, execuți tragerea. Ancorezi și tragi. Asta este prima postură, cea mai simplă. Este... pui picioarele pe linie și este cât se poate de dreaptă, nu prea ai mai mult de atât ce să-ți dorești de la ea. A doua postură, care este foarte des întâlnită la stilul instinctiv, la hunting, la vânătoare, la 3D-uri și la chestiile astea de prin outdoor, când tragi pe munți, pe voi, este postura deschisă, adică ai o postură către țintă. Piciorul ăsta de obicei e puțin mai în față de centru, da? Centru e aici, piciorul e un pic mai în față și perpendicular, iar celălalt picior este mai în spate de centru și cumva orientat oblic către țintă. Asta se numește o postură deschisă. Poate să fie și mai deschisă. Atenție să nu te duci aici la perpendicular, că n-ai făcut nimic, tragi din biceps, da? Deci postura deschisă, pui călcuiul undeva pe linie, da? Și vârful înapoi pe linie și orientat către înainte. Asta mie mi se pare cea mai comodă postură. Așa am învățat eu să trag, practic. Instinctiv, fără tutoriale, fără, nu găseam nimic la vremea aia, sau nu găseam mare lucru pe net tutoriale, n-am avut club unde să merg la mine în oraș și așa am învățat eu să trag pur instinctiv. Și mi se pare cea mai facilă postură pe care poți să o adaptezi la teren accidentat, la ce vrei tu. Da? Și la fel, execuția, ancoră și ai tras. Poți să nu stai atât de larg, poți să stai mai cu picioarele mai apropiate, nu contează. Ideea este ca picioarele tale să fie în felul ăsta față de linia asta imaginară. Da? Fie o postură deschisă de genul ăsta, mai îngustă. Și este la fel de simplu. Da? Asta înseamnă o postură deschisă. Poți să te duci și mai la extremă în funcție de teren. Dacă tragi pe munți, pe văi, pe la 3D-uri cu obstrucții, vei fi nevoit uneori să ori să o aduci foarte aici, foarte apropiată. Deci de asta zic că există mai multe variații. Și cea de-a treia postură, care se întâlnește mai des pe la stilurile astea asiatice, pe la stilurile coreene, asiatice, chinezești, chiar și turcești, deci care ține de arcuri cu siahuri și cu priză cu inel pe degetul mare.
și se numește postura închisă. Adică, după cum îi spune și numele, ai unul din picioare perpendicular pe țintă, piciorul din față, și piciorul din spate în spatele liniei. Asta este postura închisă, cu care probabil că vei fi nevoit să tragi uneori, tot așa, pe la 3D-uri sau prin concursuri pe coclau. Și de aici trebuie să ai foarte mare grijă. Asta e o postură care te face foarte vulnerabil și la lovitura pe antebraț cu coarda, dar te face vulnerabil și la umăr. Trebuie să ai grijă că dacă ești cu arcul, nu neapărat prea puternic, dar acolo în limită și ești obosit, trebuie să ai mare grijă că îți lezează cumva umărul, deschizându-l, sau e o hiperextensie aici, știi? Ți-l deschide peste măsura lui naturală. Da? De aici? Asta ar fi... și riști să-ți mai dai peste nas câteodată. Deci trebuie să ai foarte mare grijă, foarte ancoră, foarte stabilă ancora. Da? Foarte bună ancora. Cam asta ar fi postura închisă și probabil că ați auzit de Partian Shot sau ceva de genul ăsta. Când trăgeau ăia călare, deci ei mergeau în direcția aia, da? Asta e o extremă, o variație extremă. Erau călare și fuda așa și venea inamicul din spate și atunci, dar ei trăgeau cu inel, eu n-am inel acum. Și atunci ei se întorceau de pe cal și trăgeau într-o extremă de genul ăsta. La fel, vedeți că ancora este mereu la locul ei, da? Deci se întorceau, ancora la locul ei și rupeau capul. Asta este o postură extremă, o postură închisă extremă, dar dacă știi ce faci, o poți folosi în anumite situații, nu știu când, dar se poate și așa, nu este greșit. Da? Partian Shot. Dar cea mai comodă, o postură deschisă, care să-ți permită o priză la sol decentă, care să-ți permită un aliniament cât se poate de bun al corpului, al centrului, al spinării, al așa mai departe, o perpendicularitate a umerilor, a coatelor, a omoplaților, este asta deschisă, pentru care nu-ți trebuie foarte multă școală. Cam asta e despre posturi. Sper să vă fie de ajutor și încercați să gândiți conștient, încercați să gândiți mai în detaliu, chiar și când vedeți la alții cum trag, de ce trag așa, care e tehnica pe care o adoptă și care sunt avantajele și dezavantajele. Pentru că fiecare postură are avantajele și dezavantajele ei. De-aia sunt și așa multe, ca să se adapteze la mai multe situații. Important este să nu folosiți arcuri foarte puternice, să nu vă răniți și să trageți de distracție, nu ca să vă rupeți capul. Hai, sănătate!